Espetáculo Fábrica! Vreau să încep prin a felicita toate trupele care au fost până acum, m-au făcut să dansez, foarte mișto, aplauze pentru ele! Și vom începe cu o piesă terminată acum 4 zile, început acum 2 săptămâni, pentru că trebuie să ne grăbim, să dăm piesa. Piesa se cheamă Dark Belgian Chocolate. Sunt de etnie română. Asta trebuie să zic ei. Da. De unde sunteți de fapt? Noi ne-am născut în Ardeal și tata e iranian. Deci suntem unde în Ardeal? În Târgu Mureș. Sunteți gemeni? Nu. Sunt fratele mai mare, Helier e fratele mai mic. Și știi ce maghiară? Nu. No. Nu. Scuze. Și de cât timp stați în București? Ați venit aici, aici la facultate? De fapt, eu sunt în ultimul an de liceu și el e în primul an de facultate. Da. Suntem foarte tineri. Voi tăi cum v-ați cunoscut? Cum ați format formația? Destin. În clasa întâia. Eu eram cu Ramin în clasă și Naim era fratele lui. Și așa ne-am întâlnit, și da. Dintr-o joacă de copii a devenit o chestie mai serioasă și tot așa încercăm să facem o carieră din asta. Din ce în ce mai bun. Și acum că ne grăbim, ghiși, sper că cei... Brăila! Cine e din Brăila
să vină să danseze cu noi! Thank you.
Sunteți minunați! La revedere! Ați câștigat în seara aceasta la semifinala GBOB Muntenia dreptul de a participa la finala națională. Cum vă simțiți? Ah, foarte obosiți, dar suntem fericiți. Suntem foarte fericiți. Cu ce impresie ați rămas după această semifinală GBOB? Foarte multe trupe mișto, am dansat tot timpul, foarte tare, nivelul foarte înalt. Atât pot să zic, suntem mândri că am trecut mai departe. Și onorați în același timp. Și aveți prietene la Brăila? Da, lumea e că nu, n-a fost niciunul din noi în viața lui la Brăila. Dar ne place numele Brăila și am făcut o piesă despre Brăila. Așteptăm cu toții autostrada de Brăila. Și noi. Vă mulțumesc că ați participat. Felicitări! Mulțumim mult! Mulțumim foarte mult!